Bună seara și bun găsit la o emisiune specială, o retrospectivă a celor mai importante știri difuzate la Valahia TV de-a lungul anului 2012. În fiecare seară veți putea revedea materiale ce au surprins evenimente memorabile. Iar acum începem cu ianuarie 2012. Prima lună a anului trecut a debutat în liniște, însă spre jumătate și la Giurgiu, ca în aproape toată țara, au izbucnit proteste după scandalul din sănătate, în care a fost implicat Raed Arafat. În scurt timp, manifestațiile s-au transformat într-un semnal de alarmă tras de români față de guvernul condus pe atunci de Emil Boc. La Giurgiu, așadar, protestele au început cu un experiment făcut de unul dintre colegii noștri, jurnalistul Traian Metaxa. Iată ce vă prezentam pe 16 ianuarie. Când am plecat de acasă, nepoțelul meu, care are 6 ani, mi-a zis: bunicule, te duci să te întâlnești cu Băsescu? Zic, să zicem că mă duc să mă întâlnesc cu Băsescu. Păi dacă te întâlnești cu Băsescu, știi că era bătut un băiețel. Știu. Și tu când ai fost tiner, ai făcut box. Și asta este adevărat. Să-l bați și tu pe el. Zic, măi, boxul e un sport și eu n-am bătut niciodată pe nimeni. Și mai mult decât atâta, nici n-am mănuși. Și el zice, lasă, bunicule, că te ajut eu cu mănuși. Îți dau eu mănuși. Protestatarii fac parte din aproape toate categoriile de vârstă, iar social vorbind au fost în stradă pensionari, tineri fără locuri de muncă, șomeri ajunși la vârsta a doua, bugetari cu salarii de mizerie sau pur și simplu giurgiuveni care au răspuns apelului la respect și la solidaritate. Mai întâi, oamenii s-au strâns în fața prefecturii, unde, în prezența a mai mulți jandarmi înșirați în semn de apărare a instituției, au scandat mai multe mesaje împotriva guvernului Boc și a președintelui Traian Băsescu. Într-adevăr, a început ca un experiment. A început de la un om, a doi, la trei, la patru și acum iată cât s-au strâns. Sunt oameni serioși, sunt oameni de toate categoriile socioprofesionale, sunt de toate vârstele, sunt oameni serioși care au probleme și care au venit aici să demonstreze în mod pașnic. N-avem absolut nimic cu nimeni, nu vreți să deranjăm pe nimeni. Nu suntem oameni dintr-o galerie anume, nu suntem. Suntem oameni care suntem nemulțumiți pentru că ne-am săturat de atâtea tăieri, de atâtea pensii mici, de atâtea salarii, de atâtea 25% luat în continuu, de atâtea servicii restructurate, dat afară. Nu mai știm, avem copii studenți care sunt acasă, fără locuri de muncă, fără... Și suntem afectați la buzunar. Sunt suporterul pentru această țară și pentru instaurarea unor reguli și a unei justiții corecte în țara asta. Nu se mai poate trăi în acest moment. Deci nu mai putem trăi fără injustiție cu toți nemernici ăștia care conduc în acest moment țara. M-am alăturat cetățenilor noștri pentru că m-am săturat să văd oameni bătrâni suferinți, mergând pe stradă, fețe triste, copii nevinovați care nu mai au posibilitatea să învețe datorită acestui tâlhar. Îmi pare rău că spun acest cuvânt, dar așa îl consider. Atâta timp cât dumnealui este bine, ar trebui să se gândească la acest popor care niciodată nu a făcut compromisuri, nu au fost hoți în această țară, dar din păcate am ajuns cu toții să facem compromisuri pentru a trăi. Mai apoi, protestatarii au pornit într-un marș pe șoseaua București, continuând să-și strige doleanțele. Giurgiuvenii au avut parte și de prezența unui contramanifestant, un bărbat care a susținut că nu este justificată revolta oamenilor. Tot respectul, dar oamenii sunt nemulțumiți și nu au fost doar din galerie. Să fim corecți întru totul. Că nemulțumirea vine din guvernele anterioare și din cele două președinții anterioare. Grea moștenire? De la moștenirea comunistă. Protestele au ținut și la Giurgiu aproape 2 săptămâni, devenind tot mai ample. În cea de-a 11-a zi de manifestații se strânseseră în fața Teatrului Tudor Vianu peste 400 de persoane. După ce au scandat continuu lozinci împotriva lui Traian Băsescu și a guvernului Boc, giurgiuvenii au pornit în marș pe șoseaua București. Băsescu să nu rămână, hai să dăm mână cu mână, Băsescu să nu rămână, demisia! 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 Jos guvernul mafiot, că ne-a sărăcit de tot! Cei mai mulți dintre protestatari ne-au spus astăzi că sunt încă în stradă, nefiind impresionați de demiterea ministrului de externe, Teodor Baconschi, sau de ideea amânării noii taxe auto. Nu mă impresionează cu nimic.
Numai eu nu vreau să cadă ministrul Baconschi, eu vreau să cadă guvernul și jos Băsescu. Asta doresc cel mai mult. De ce? Care sunt motivele? Păi pentru că nu avem libertate. Singura libertate o avem de exprimare și atât. Nu mă impresionează deloc ministrul Baconschi. El este doar o piesă mică într-o horă așa de mare. Sunt în stradă ca și ceilalți concetățeni și cetățeni ai acestui oraș pentru a le aduce aminte că facem parte din cei care, cărora li s-au micșorat pensiile, li s-au tăiat din salarii, cei care nu au bani pentru medicamente, cei care au copii și nu-i pot da la școală pentru că nu au bani să le dea pentru navete și pentru rechizite și alte probleme. Oamenii s-au prins mai apoi în Hora Unirii. Cei peste 400 de giurgiuveni s-au deplasat mai apoi în marș pe șoseaua București. Credeți că suntem în stradă? Cerem ce cere toată lumea. O viață mai bună, să nu ne mai taie din salarii, să nu mai ne taie din pensii, să nu mai dea lumea afară din servici, să se dea toți banii înapoi care i-au oprit la lume. Nu v-a impresionat faptul că au demis un ministru? N-ar fi trebuit să-i oprească pe români? E așa, la suprafață. Și îi fac pe alte funcții și tot acolo. Tot în hora aia. Toți care fi călășilor care au mințit o viață întreagă și dacă mai, ne mai ține un an de zile, jumătate în România se duce. Am dreptul să fiu cetățean. În primul rând, nu poți să fii jurnalist fără să ai spirit civic. Am preferat să-mi împart ziua de astăzi, trei sferturi din ea, să fiu protestatar, pentru că sunt angajat al acestei țări, om al acestei țări, angajat moral. Eu nu lucrez la o instituție de stat și mi-am dorit să fiu alături de cetățenii cu care eu lucrez zi de zi. Manifestanții s-au oprit în fața prefecturii, continuând acolo cu scandările. Noi suntem poporul, jos cu dictatorul! Noi suntem poporul, jos cu dictatorul! Peste 400 de giurgiuveni s-au alăturat și unii politicieni, dar și reprezentanții autorităților locale și județene. Protest de amploare astăzi, deși a fost Baconschi demis, deși se pare că taxa auto va fi anulată. Cum se face că oamenii nu se lasă impresionați de? Deși înțeleg că se dă o amnistie pentru datoriile angajaților din sistemul bugetar, deși multe asemenea evenimente s-ar putea întâmpla, e prea târziu. Dacă exprim eu o opinie personală, domnul Boc și-ar fi dat demisia din prima zi când ar fi apărut aceste proteste spontane, poate că actuala putere ar fi avut o șansă să păstreze guvernarea până la alegerile programate. Altfel, nemulțumirile au escaladat și, din păcate, sau din fericire pentru noi cei mulți, lucrurile nu mai pot fi tolerate. Un alt scandal, de această dată în viața spirituală a unei comunități din județul nostru, era declanșat în ianuarie 2012. Sătenii din localitatea Crucea de Piatră, comuna Călugăreni, au ieșit în stradă după ce, conform unei recente hotărâri a Episcopiei Giurgiului, biserica din satul menționat urma să fie transformată în schit. Oamenii de la Crucea de Piatră refuză să accepte ideea Episcopiei Giurgiu de a transforma biserica din Crucea de Piatră în schit. Ei sunt de partea preotului care slujește aici de mai bine de 22 de ani. Oamenii de la Crucea de Piatră sunt foarte supărați pe reprezentanții Episcopiei Giurgiului și nu agrează ideea transformării bisericii în schid și mutarea actualului preot la alt lăcaș de cult. Ce s-a întâmplat de dimineață aici? De dimineață au venit o mulțime de oameni să apere preotul, bineînțeles, și biserica căia satului. Dar ce se va întâmpla cu biserica? O să rămână a noastră și preotul o să slujească pentru noi. Dacă e nevoie, ne închidem cu toți în biserică, facem slujbe și de aici nu plecăm.
Ce se va întâmpla cu biserica? Am înțeles că urmează să fie transformată în schit? Nu, n-are cum. Biserica nu o să fie transformată niciodată în schit aici. E biserica statului. E din 1938. Scrie acolo pe ea. Oamenii care au plătit pentru sfânta aceasta de biserică sunt înmormântați în biserică, în interior, acolo. Preotul ce să zică? Preotul stă liniștit și își vede treaba. Noi nu-l lăsăm, pentru că a tras prea mult aici ca să-l lăsăm și e păcat să plece, să-l alunge ca, ca pe un câine. Și a vândut apartamentul, deci dânsul e un popă de București cu buletin, un popă de țară cu buletin de București. Și a vândut apartamentul și a investit aici, a construit, a reparat tot. Contactat telefonic, purtătorul de cuvânt al Episcopiei Giurgiului a refuzat să comenteze situația creată la Crucea de Piatră. Bună ziua, domnul Gabriel Tipuleanu. Da, bună ziua. Noi suntem la Crucea de Piatră. Oamenii de aici sunt nemulțumiți că biserica urmează să fie închisă și să fie transformată în schit. Deci puteți da mai multe detalii? Nu am ce să comentez. Dacă vreți detalii cu privire la lucrul ăsta, faceți o adresă către episcopie și vi se va răspunde în scris, foarte simplu. Am înțeles, dar aceeași lucru facem și acum, telefonic. Nu ne puteți da mai multe detalii despre... V-am spus, nu pot să vă dăm detalii pentru că procedura e asta pe care v-am spus. Da? Deci numai în scris ne puteți răspunde. Vă rog. Instituțional e foarte simplu. Dumneavoastră sunteți instituții și noi suntem la fel ca și dumneavoastră instituții. Am înțeles. Deci faceți o cerere în scris cu privire la lucruri. Și cereți acolo exact ceea ce vreți dumneavoastră să vă spunem noi. În cele din urmă, Valahia TV a solicitat în scris răspunsuri vis-a-vis de situația creată la Biserica de la Crucea de Piatră, însă până la această oră, Episcopia Giurgiului nu a dat niciun răspuns. Sfârșitul lunii ianuarie 2012 venea cu ninsoare abundentă și viscol la Giurgiu. A fost cea mai grea perioadă cu astfel de fenomene meteo din ultimii ani. Drumuri naționale și județene închise, oameni blocați în nămeți, urgențe medicale asigurate miraculos numai cu intervenția buldo-excavatoarelor. Probabil cea mai tensionată situație a fost aceea a zecilor de persoane rămase izolate pe drumul național 5, atunci când o persoană a murit înghețată. Consiliul Județean Giurgiu a redirecționat toate utilajele pe DN5, iar jandarmii și pompierii au salvat oamenii care nu mai aveau practic nicio speranță. Iată! Ne aflăm la circa 5 km de localitatea Uzunu. Din acest loc nu se mai poate circula. Sunt în continuare sute de persoane blocate pe drumul Național 5 între Uzunu și Capitală. Consiliul Județean a venit în sprijinul autorităților naționale cu mai multe utilaje care chiar în acest moment încearcă să degajeze carosabilul de zăpadă. În același timp, echipaje ale ISU, ale jandarmeriei, au venit cu provizii pentru oamenii blocați în trafic pe DN5, numai că își lasă mașinile aici și din informațiile pe care le avem, le duc pe jos provizii celor rămași înzăpeziți. Dar fiind apelul pe care l-au lansat cei, am retras de pe toate drumurile județene 7 utilaje și am zis că este normal să mergem și noi de blocarea drumului național 5 București, că a fost și rămâne care, din păcate, zona cu cele mai mari probleme și, din păcate, cu cele mai mari riscuri pentru cei care mai sunt încă în mașină acum la lăsarea serii. Noi am acționat pe tronsonul dintre Staia și Uzunu. A durat aproximativ 4 ore și pot să spun că merite egale să pot aloca jandarmilor și polițiștilor care au muncit cop la cop cu angajații direcției de transport din subordinea Consiliului Județean. Din păcate, pe celălalt tronson, la fel de afectat între Călugărești și adunații Popoceni, aglomerația este mult mai mare, se lucrează într-adevăr din ambele sensuri, de București și dinspre Călugărești. Aș opina că există un deficit de utilaje specializate, dar probabil sunt alte persoane mai măsură decât mine să facă asemenea analize. Numai că există temeri justificate că vor mai rămâne și după această seară persoane care sunt, să fie blocate în autoturisme și să aibă riscuri mari de a trece încă o dată noaptea în asemenea condiții. Eu am ajuns la zonul în jurul orei 16 și după această oră am repartizat iarăși utilajele pentru reluarea lucrurilor pe cele mai importante drumuri județene, astfel încât cel târziu mâine să reușim să deblocăm căile de acces spre toate comunele din această zonă a județului.
peste celelalte trei zone avem operatori cu care avem contracte. Pe zona de centru, undeva tot în jurul comunei Călugăreni, sunt probleme serioase. Mai puțin pe zona de est și la fel de puține pe zona de nord, unde sunt operatori bine dotați sau foarte harnici, dar în același timp și primari foarte inimoși care nu ezită să ne asigure sprijinul. 2012 a fost fără îndoială un an al derulării proiectelor europene câștigate de autoritățile giurgiuvene. Unul dintre acestea a atins și un domeniu puțin dezvoltat la noi, respectiv turismul. Împreună cu partenerii bulgari, Consiliul Județean Giurgiu organiza în ianuarie un târg comun și iată materialul prezentat la Valahia TV. Hotel Riga din Ruse găzduiește târgul de turism, a cărui deschidere a avut loc astăzi în prezența reprezentanților autorităților județene giurgiuvene și a celor din districtul bulgar. Acest proiect, care încearcă să promoveze potențialul turistic al regiunii Rusei și a județului Giurgiu, este unul dintre primele derulate în comun. Avem foarte multe reușite pe programul transfrontalier România-Bulgaria și suntem împreună performerii acestui program, având cea mai mare sumă de bani europeni absorbită pe toată granița. Avem așadar toate argumentele să vă recomandăm să susțineți potențialul turistic al acestor două regiuni înfrățite, pentru că, deopotrivă, obiceiuri, tradiții, instituții, construcții vechi din istorie pot reprezenta o ofertă tentantă pentru turiștii din Europa și nu numai. Este un proiect foarte important pentru că domeniul de turism este un domeniu destul de important, nu numai pentru regiunea noastră. Noi care locuim aici cunoaștem foarte bine care sunt obiectivele turistice, dar oamenii, nu numai vecinii noștri, dar și din celelalte țări. Și da, acum când vorbim despre o criză economică, accentul se va pune și mult mai mult pe dezvoltarea turismului, din care noi ar trebui să ne folosim și să promovăm tot ce avem, produsele turistice. La târgul Crostur Fair 2012 au venit cu oferte de petrecere a vacanțelor mai mulți tur operatori din Bulgaria, dar și din Giurgiu. Evenimentul, ce se va desfășura în perioada 27-29 ianuarie, este organizat prin intermediul unui proiect european implementat de Centrul de Asistență în Afaceri pentru IMM-uri ruse, în parteneriat cu Consiliul Județean Giurgiu, Asociația Euroregiunea Danubius și Centrul Teritorial de Învățământ la Distanță Giurgiu-România, din cadrul Academiei de Studii Economice. Deschiderea târgului a însemnat și momente artistice din partea județului nostru, participând ansamblul Doina Dunării. De asemenea, au dansat și mici artiști bulgari. Târgul de turism va rămâne deschis până duminică 29 ianuarie. În fiecare zi vor avea loc mai multe mese rotunde și conferințe pe teme de turism, dar și prezentări tematice de produse. Târgul se organizează în perioada 27-29 ianuarie și cuprinde mai multe secțiuni. O secțiune dedicată investitorilor în turism, agențiilor de turism și hoteluri, restaurante. O secțiune B2B în care fiecare investitor s-a înscris pentru a participa la discuții cu un alt investitor de pe malul bulgar. Cuprinde de asemenea o secțiune dedicată administrațiilor publice din cele două regiuni. Retrospectiva lunii ianuarie 2012 se încheie aici. Mâine seară vă așteptăm la o nouă întâlnire cu cele mai importante știri realizate de echipa Valahia TV anul trecut, în cele mai importante evenimente petrecute în municipiul și județul nostru. Sunt Cătălina Svetcu, vă doresc o seară frumoasă. La revedere!